Viitorul sună bine la tenisul de masă, câțiva puști le calcă pe urme fetelor și băieților de la naționalele mari. După 7 luni de pauză, generate de pandemia de coronavirus, copiii au participat la primul concurs internațional, Top 10 Europa, la Berlin și s-au întors acasă cu rezultate foarte bune. Iulian Chiriță și Andrei Istrate au câștigat medaliile de argint, respectiv de bronz, la Junior 2, iar Elena Zaharia, medalia de bronz la prima participare a ei la Junioare 1. Sunt foarte fericit cu această medalie. Au fost meciuri foarte grele, strânse și am jucat foarte bine, am simțit mingea bine, am fost motivat. Mai aveam puțin și luam locul 1. Andrei Istrate a obținut bronzul la prima sa participare la Top 10 Europa. Am reușit să câștig 5 meciuri și să pierd doar 2 meciuri, unul chiar la colegul meu de echipă, Iulian Chiriță. Elena Zaharia, una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din Europa, la categoria ei de vârstă, în primul an la Junioare 1, s-a întors acasă cu medalia de bronz. Mă bucur că am putut fi pe podium, deoarece anul trecut am câștigat, dar a fost medalia de aur la cadeți și contează foarte mult pentru mine că am început bine junioratul. Surpriza a venit din partea Biancăi Mei Roșu, care la doar 12 ani și la prima ei participare ca Junioare 2, la Top 10 Europa, unde a concurat cu sportive mai mari cu 2 ani ca ea, a ocupat locul 7. A fost o experiență foarte plăcută, fiind primul meu concurs după o perioadă destul de lungă și grea. După ce au venit de la Berlin, tinerii au mers la Ploiești, la a doua pregătire comună cu sportivii suedezi, în cadrul parteneriatului semnat între Federația Română de Tenis de Masă și cea suedeză. Este o colaborare foarte bună pentru că avem destule de multe concursuri când mergem în Suedia. Asta e bine pentru voi. Da, e foarte bine. Avem parteneri cu care să ne antrenăm. Sunt și ei, joacă la un nivel destul de înalt. Antrenorii suedezi au numai cuvinte de laudă la adresa sportivilor români. Obviously very strong. Both boys and the girls are doing well. So I think they have a strong generation. Very strong players in all the categories.